Mă rog, compatrioți, vă salut din Republica Moldova, cred că simțiți după zgomotul pe care o face mașina pe drum. Vă să zic că mă opresc eu la benzinărie să-mi satisfac nevoile. Să mai c***i, mai în scurt. Și culmea, îmi spăl mâinile, adică respect toate canoanele, ies de acolo și când dau să ies pe ușă, un bărbat încetează netrecerea. Și mersi, trec mai departe și el mă întreabă, și nu ești la Canada? Zic, nu, aici, sunt Moldova deocamdată. A, nu te-a asasinat nimeni? Și eu n-am auzit prima dată și mă întorc, a? Nu te-a asasinat nimeni? Și mă întorc o dată. Zic, nu te-a asasinat nimeni? Încă nu. Și ies cu o gură tare căscată și cu o minte tare buhnită, pentru că zrâvul mozga s-a produs. Și am o întrebare către voi, pentru că voi sunteți simpatici, inteligenți și înțelegători. Cum se poate de oprit acest fenomen și de ce tare des nie ni s-a întâmplat? Mai ales eu nefiind mare vedetă, dar ni s-a întâmplat să întâlnesc cu oameni care mă recunosc, dar felul în care îi mă abordează, îți de parcă eu sunt mutant, X-Men, nu știu, ceva nu de planeta asta și trebuie să fiu tratat altfel. Cum ar fi eu să vin să întâlnesc cu un necunoscut, să văd cum tu te-ai chișat, ți-ai spălat pe mâini și eu te întreb, nu te-a asasinat nimeni? Nu? Ha-ha! Poate într-o bună zi! Cu toporul că... Cum să reacționez eu la asta? Și mie îmi pare rău că eu degeam în mașină, îmi vin în șir și pot grăi despre asta. Dar mujicul m-a atins cu întrebarea lui. Nu pentru că tare mă tem de moarte sau de asasinat, dar m-a atins cu un necunoscut, mă întreabă despre asta. Tu vrei să te pui în rând cumva să mă asasinezi tu pe mine? Tu îți bați capul de viața mea? Tu vrei cumva să iei scutul de apărare atunci când pe mine cineva mă asasinează? Deși tu mă întrebi asta! Hai să înțelegem, uite. Să zicem că mă recunoști în stradă. Să zicem, crezi că eu Julia Roberts sau George Clooney sau Andrei Bolocan, mare vedetă. Să zicem. Asta înseamnă că ție sau îți place ce aici fac eu și poți vii să-mi strângi o mână, să vrei un selfie, să mă complimentez pentru ce aici fac sau nu-ți place și îmi spui că nu-ți place ce aici fac eu sau nu-ți place și tași. Oh, gata, trei formule de succes și relația noastră și minunată. E ok? E ok să alegi una din aceste trei căi? Mulțumesc anticipat. Dar pentru necunoscutul mujic care a plecat de la benzinărie, am uitat să-l întreb dacă nu l-a asasinat cineva încă.